Ne bucurăm împreună cu familia Șerban la binecuvântarea primului născut, Elis Luca. Fie ca Domnul să-l ia sub protecția lui specială și în planul lui special să-i dea binecuvântările care le-a programat din veșnicie și pentru acest copilaș. Un lucru care are loc după nașterea unui copil este că acestuia îi se dă un nume. Părinții, de obicei, sunt cei care dau nume copilului nou născut. Și darea numelui este un lucru extrem de important. Nu doar că este un lucru practic, fiecare individ având nevoie de un nume pentru identificare, ci este și un lucru încărcat de semnificație. Culturile antice cunoșteau foarte bine semnificațiile legate de numirea unui lucru sau, în particular, de numirea unui copil. De cunoaștem sau nu cunoaștem semnificațiile numirii unui copil, adevărul rămâne că numirea unui copil este un act important care are implicații multiple. Și în dimineața aceasta avem un serviciu de binecuvântare și copilul a dus la casa Domnului, se numește Luca. Sau mai bine zis, a fost numit de părinții săi cu numele Elis Luca. Desigur că părinții au avut oarecare motivație în alegerea acestui nume. Și doresc să dezvălui ceva din dorințele exprimate de fratele Dan, sora Renata, dorințe pe care le-au inclus în alegerea numelui acestui copil cu care Dumnezeu i-a îmbogățit. Dumnezeu a dat părinților privilegiul să dea viață, aducând în lume copii, și a dat părinților privilegiul de a da nume copiilor lor. Și în ce constă acest privilegiu? Prima prerogativă pe care părinții au cu privire la copii este să le dea un nume atunci când sunt aduși nume. Și prin prerogativa numirii copilului, Dumnezeu le arată acestora că ei au autoritate asupra copilului. Citim în Biblie că Dumnezeu dă nume tuturor lucrurilor. Citim că El numește stelele, le dă nume la toate. Ce interesant! De ce o fi numit Dumnezeu fiecare stea? Există miliarde și miliarde și miliarde de stele. Niciun om nu le poate inventaria. Când am auzit pe cineva explicând că fiecare galaxie are sute de miliarde de stele și universul nostru are sute de miliarde de galaxii, rămâi impresionant. Și Biblia spune că Dumnezeu dă nume fiecarei stele. O numește pe fiecare. De ce le dă Dumnezeu numele la toate? Simplu, pentru că în ordinea lăsată de Dumnezeu, cel ce numește un lucru are autoritate asupra acelui lucru. Când ni se spune că Dumnezeu numește toate stelele, de fapt ni se comunică un adevăr impresionant că Dumnezeu are stăpânire asupra fiecărei stele. Și Biblia zice că niciuna nu merge pe cărări strâmbe decât pe cărarea pe care Dumnezeu i-a dat-o. El are autoritate asupra lucrurilor pe care le numește. Mai citim ceva în Scriptură, ce pentru cititorul neavizat s-ar putea să n-aibă semnificație. Citim că după ce l-a creat pe om și a dat nume omului, Dumnezeu l-a numit pe om, primul om Adam, Dumnezeu a dat omului privilegiu să numească el animalele pământului. Omul le-a dat nume la toate. Și în ordinea lucrurilor stabilită de Dumnezeu, cel ce numește un lucru are autoritate asupra lucrurilor respective. Dumnezeu are autoritate asupra lucrurilor pe care El le-a numit. Și omul are autoritate asupra lucrurilor pe care El le-a numit. Omul a dat nume tuturor animalelor. Știți că există o orientare, o ideologie la ora actuală care pretinde că promovează drepturile animalelor. Și se spune că nu este nicio deosebire semnificativă între om și animale. Că și animalele trebuie să aibă aceleași drepturi pe care le au oamenii. Și la întâlnirile acestei organizații, care nu pot să-i spun decât idioate, s-a promovat ideea că omul n-are niciun drept să exploateze animalele. Dar are obligația să le protejeze. Dacă are cineva care și-a dat seama de iraționalitatea acestor argumente, a spus și în virtutea cărei realități omul are responsabilitatea să protejeze animalele dacă nu-i superior animalelor. Că animalele se sfârșie între ele. Nu vă grăbiți să condamnați pe astfel de gânditori. Cineva a spus că atunci când aceștia ajung majoritatea în societate, acum sunt la cam la 33% din oameni crede că animalele au drepturi ca și noi, când aceștia vor ajunge la 51%, nu o să mai putem mânca carne, nu o să mai putem să călărim un cal și așa mai departe. Nu o să mai putem să avem o haină de piele sau un pantof de piele. Absurd, nu-i așa? Ok, mergem mai departe. Psalmul 8 spune că Dumnezeu l-a pus pe om
ca stăpân peste toată creația. Pentru că El a numit lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziție. Adam a dat nume nevestei sale. Nu nevasta a dat nume lui, soțului ei, ci Adam a dat nume nevestei sale. Știți ce spune acest lucru? Când Adam a dat nume nevestei sale, el a acționat cu autoritatea dată de Dumnezeu, prin care a arătat că își înțelege poziția care o are și înțelege să o manifeste în conformitate cu ceea ce a primit de la Dumnezeu. Și cum, dacă omul nu mai are autoritate asupra animalelor, gândiți-vă la haosul care va rezulta în lume. Și când bărbatul nu mai are autoritate în familie, gândiți-vă la dezastru care așteaptă astfel de societate. Nu o spun eu, spune cuvântul Dumnezeu. Că atunci când Dumnezeu vrea să pedepsească o societate, îi dă ca și căpetenii femei și copii, care ar trebui să fie sub autoritate. Și acum, Dumnezeu a dat părinților privilegiul de a da nume copiilor lor. Și lucrul acesta înseamnă că Dumnezeu le-a conferit autoritate asupra copiilor lor. Înseamnă că părinții au primit de la Dumnezeu autoritate asupra copiilor ce li s-au dat. Și informația asta nu e de mică importanță. Mulți părinți neglijează tocmai această autoritate pe care Dumnezeu le-a dat-o peste copiii lor. Părinții trebuie să folosească autoritatea dată de Dumnezeu pentru a influența pozitiv pe copiii lor, începând cu modelarea comportamentului și continuând cu modelarea caracterului și a vieții copilului. Autoritatea folosită pentru modelarea comportamentului. Și prin modelarea comportamentului se ajunge la modelarea caracterului și a vieții. Prin darea numelui, părinții trebuie să fie conștienți că i-au primit autoritate de la Dumnezeu asupra copilului. De aceea au responsabilitatea de a folosi această autoritate pentru a modela viața copiilor lor în conformitate cu cerințele lui Dumnezeu, care vrea să binecuvânteze pe copiii noștri și binecuvântează atunci când noi ne exercităm autoritatea modelându-i după voia Lui. În al doilea rând, prin prerogativa ce li s-a dat, aceea de a numi pe copiii lor, Dumnezeu le-a arătat părinților că au posibilitatea influențării cursului vieții copilului în conformitate cu numele pe care aceștia le-au dat copilului. Unii nu înțeleg ce important este numele și aleg numele așa, fără niciun fel de atenție. Domnul Iisus a întâlnit cu Petru pentru prima dată, cu Simon, fiul lui Iona. Andrei a spus lui Petru, noi l-am găsit pe acela care e Mesia, alesul lui Dumnezeu, așteptatul. Și când Petru a ajuns în prezența Domnului Iisus, a spus, tu ești Simon, fiul lui Iona, dar de azi înainte te vei chema Chifa, care înseamnă Petru. Și Petru înseamnă piatră. De ce a fi dat numele Domnului Iisus lui Simon numele acesta Petru? Știți de ce? Pentru că Petru era un om așa care oscila. Odată-l vezi sus, odată-l vezi jos. Și Domnul i-a spus, prin numele acesta trebuie să devii un om statornic, ca o piatră. Până la urmă a produs Mântuitorul nostru, Învățătorul, în Petru acest caracter pe care l-a avut în vedere prin numele pe care l-a dat. A produs. Și acum, cum aleg părinții numele copilului? Ce anume determină alegerea numele unui copil? De ce, de cele mai multe ori, prin numele copilului, părinții doresc să exprime așteptările pe care le au cu privire la acel copil? Pot să vă spun un lucru cert, că nici Dan, nici Renata n-au numit pe micuțul lor Luca după Ion Luca Caragiale, ci l-au numit după Luca, personajul biblic, care ne comunică ceva foarte important. Când părinții m-au numit pe mine Daniel, au avut în vedere că acest nume a fost purtat de un personaj biblic care a demonstrat caracter, curăție, curaj. Și numindu-mă astfel, au arătat că doresc pentru mine calitățile acestui personaj biblic, caracter, curăție, curaj. Și nu știu de celelalte, mă rog ca Domnul să le facă, dar curaj nu mi-a lipsit. Slavă Domnului! Uneori conștient, alteori inconștient, părinții aleg numele copilului arătând speranțele pe care ei le au cu privire la acel copil. De ce crezi că familia Șerban a ales să numească pe acest copil cu numele Luca?
e ușor de recunoscut. Numele Luca are o semnificație deosebită pentru că a fost purtat de un personaj biblic ce în timpul vieții și activității lui a demonstrat că are caracteristici admirative. Numele nu este altceva decât o însumare a ceea ce părinții așteaptă de la copiii lor în privința caracterului și a activității viitoare a acestuia. Și cum ce așteptări au fratele Dan, sora Renata în privința noului lor născut? Cred că au așteptări foarte mari. Lucrul acesta este minunat. Ei doresc să aibă în familia lor un om cu viziunea, cu caracteristicile și cu dedicarea pe care le-a demonstrat în cariera lui acest personaj al Noului Testament numit Luca. Și sunt trei cuvinte ce arată felul în care Luca a slujit interesele Evangheliei. Cariera, chemarea și condeiul. Și vreau să le privim pe rând. Cariera. Cine a fost Luca și ce caracteristici a avut acest personaj biblic? Luca a fost un medic ce și-a pus în slujba Domnului abilitatea de a asista și de a vindeca pe cei bolnavi. Fiecare copil al nostru ar trebui să știe că atunci când își aleg cariera, trebuie să o aleagă în funcție de un considerent extrem de important. Cum vor putea sluji Domnului cu cariera respectivă? Mic eram, de câțiva ani, când fratele meu, cel mai mare, a terminat liceul și am auzit discuția dintre el și tatăl meu. Și zicea el, păi vreau să mă duc la cutare, să mă fac cutare, să mă duc la cutare, sau să mă duc la cutare. Și printre altele a spus și despre medic. Și tatăl meu a spus, dacă îți alegi cariera asta de medic, poți să fii de două ori folositor în societate. Una, ca medic de trupuri, și în al doilea, ca medic de suflete, pentru că cunoști cuvântul lui Dumnezeu și poți să asești pe oameni să-și vindece sufletul. Luca a fost medic. L-a însoțit pe Apostolul Pavel în călătoriile misionare ale acestuia și a purtat grijă de Apostolul Pavel în anii în care acesta a fost angajat în misiune. Știți ce este curios? Că orice lucrare facem pentru cei ce vestesc cuvântul, acea lucrare constituie partea noastră la Evanghelie. Nu doar predicatorii au privilegiul de a răspândi cuvântul lui Dumnezeu. La această mare lucrare contribuie toți cei care înlesnesc predicarea cuvântului prin slujirile lor, care par uneori să n-aibă niciun fel de legătură cu propovăduirea cuvântului. De ce au fost aleși în prima biserică din Ierusalim 7 diaconi? Au fost aleși să predice cuvântul? Nu! Dar prin slujba lor au predicat și ei cuvântul. Cum? Au degrevat pe apostoli de anumite obligații, de a se îngriji de săraci, de văduve, de bolnavi. Și s-au îngrijit ei de săraci, de văduve, de bolnavi. Și în felul acesta au dat apostolilor și celor care erau prezbiteri în prima biserică posibilitatea să se dedice rugăciunii și cuvântului, ca în felul acesta cuvântul să fie predicat cu autoritate. În decurs de 20 de ani, apostolul Pavel a dus Evanghelia în toate centrele mari ale Imperiului Roman. Și lucrul acesta n-ar fi fost posibil dacă n-ar fi avut alături și pe Luca, doctorul care l-a tratat din punct de vedere medical. Luca a contribuit la răspândirea cuvântului lui Dumnezeu în Imperiul Roman prin faptul că a îngrijit de sănătatea lui Pavel. Și acum, ce este interesant este faptul că Luca nu l-a părăsit pe Pavel nici când acesta a fost arestat și ținut în închisoarea din Cezarea 2 ani, apoi a făcut pe mare călătoria la Roma și acolo a stat încă 2 ani. După toate probabilitățile, Luca s-a declarat robul apostolului Pavel și așa i s-a îngăduit să rămână cu acesta în detenție în toți acești ani de închisoare și călătorie spre Roma. Iată ce dedicat a fost Luca lucrării Evangheliei. Nu degeaba Pavel îl numește Luca, doctorul prea iubit. Luca a folosit deci educația care a primit-o ca medic ca să slujească Domnului. Și cum un părinte temător de Dumnezeu va instila în copiii lui ideea că meseria ce aceștia o aleg va trebui să fie una prin care să slujească Domnului. Prin cariera lui Luca a contribuit la răspândirea Evangheliei în Imperiul Roman. Nu doar că l-a asistat pe Apostolul Pavel în călătoriile lui misionare, dar a acționat și ca medic în locurile pe care Dumnezeu l-a purtat pe el și pe ceilalți în călătoriile pe care Pavel și însoțitorii săi le-au făcut. Un caz, la care nu știu dacă ați dat atenție, când au ajuns în insula Malta, după naufragiul suferit de corabia pe care călătoriseră, Cartea Faptelor Apostolilor spune că Pavel a vindecat pe tatăl guvernatorului insulei. Și apoi lectura spune că alți bolnavi au fost aduși în prezența lui Pavel și a lui Luca
Și aceștia au fost și ei vindecați. Știți că textul folosește acolo doi termeni deosebiți pentru vindecare. În cazul lui tatălui Publius, acesta a fost vindecat miraculos de apostolul Pavel. În cazul celorlalți bolnavi, au fost vindecați prin tratamentul pe care Luca li l-a dat. De unde știm lucrul ăsta? Sunt cei doi termeni care arată unul vindecare miraculoasă și altul vindecare prin tratament și prin faptul că se mai adaugă ceva. Ni s-a dat mare cinste la plecarea noastră din insule. Ni s-a dat, nu zice i s-a dat lui Pavel, ni s-a dat. Și Luca era inclus în această cinste pentru că el îi tratase pe cei bolnavi. Și acum, copiii noștri trebuie să devină oameni care sunt bine calificați pentru orice lucrare la care îi cheamă Domnul. Luca a fost un medic priceput și dedicat în munca lui. Ne rugăm ca și micuțul Luca să ajungă un om priceput, un om dedicat, ca astfel Domnul să fie glorificat. Am vorbit despre carieră, să vorbim despre chemarea lui Luca. Medicul Luca nu a acționat doar ca doctor, ci și ca evanghelist. A fost parte a echipei misionare a apostolului Pavel, dar nu a funcționat în echipă doar ca medic, ci și ca predicator și evanghelist. Adică a slujit direct interesele Evangheliei, fiind unul care a proclamat Evanghelia și a predicat și el cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat o chemare precisă să fie lucrător cu Evanghelia, să răspândească Evanghelia Domnului Iisus. Studiați în Cartea Faptele Apostolilor acele secțiuni ale scrierii care vorbesc de la persoana întâia plurală. Noi ne-am dus. Ce Pavel și însoțitorii lui s-au dus până la și noi ceilalți ne-am adăugat acestora când am ajuns la punctul respectiv. Oriunde se folosește persoana întâia plural, Luca a fost prezent și a acționat și el. Știți care e prima menționare a activității acestei echipe la persoana întâia plural? După ce Pavel a avut visul pe coasta Asiei Mici, cel vis, un om i s-a arătat în vis și a spus, treci în Macedonia și ajută-ne, cuvântul spune, după această viziune a lui Pavel, am căutat să mergem imediat. Era prima dată când Luca este și el prezent acolo și trec împreună în Macedonia și fac lucrarea pe care Cartea Faptelor Apostolilor o descrie în amănunt, în Filip, în Tesalonic, în Berea și așa mai departe. Ne rugăm ca și micuțul Luca să fie și el un martor al Domnului Iisus și să răspândească în lume cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea lucru în cazul lui Luca, cel din Noul Testament, a fost condeiul, medicul Luca, despre care avem informații în Noul Testament, n-a funcționat doar ca doctor și n-a acționat doar ca evanghelist, ci a fost folosit de Domnul Iisus și pentru împărăția lui în privința altor abilități cu care a fost înzestrat de Dumnezeu. Ca medic, Luca a avut parte de o educație selectă, serioasă, solidă. A fost dotat cu capacitatea de a se exprima frumos și de a scrie frumos. Ei bine, și aceste abilități au fost puse în slujba Domnului. Pe Luca îl întâlnim în Scriptură ca autor al unor scrieri, ca autor al Evangheliei care poartă numele. Și apoi, el a mai dat încă o scriere, Cartea Faptele Apostolilor. Cele două cărți, Evanghelia lui Luca și Faptele Apostolilor, au, în ce privește volumul, locul întâi. Sunt cele mai voluminoase scrieri din Noul Testament, dar au locul întâi și în privința eleganței exprimării. Luca a fost un artist al cuvântului, a avut capacitatea de a scrie frumos. El și-a pus condeiul în slujba Domnului. Se pare că apostolul Pavel a scris epistola către evrei în ebraică și Luca a tradus apoi în greacă, pentru că stilul grecesc al epistolei către evrei este unul elevat, pe care nu-l detectez în celelalte scrieri ale apostolului Pavel, dar îl detectez în scrierile lui Luca. Și acum, nu doar că a scris frumos acest evanghelist Luca, dar a scris cu acuratețe, demnă de admirat. În introducerea Evangheliei sale, el spune că a făcut cercetări amănunțite. A adunat astfel materialul care urma să-l prezinte în scrierea numită Evanghelie. Ceea ce uimește astăzi este că dintre toți istoricii antichității, Luca este cel mai respectat. Niciun alt istoric n-a fost analizat cu mai multă atenție ca Luca în privința informațiilor oferite și niciunul n-a fost declarat mai corect ca Luca. Tot ce s-a putut verifica în privința informațiilor oferite de acesta s-a dovedit temeinic în conformitate cu adevărul istoric. Iată un om care l-a onorat pe Dumnezeu cu talentul său de scriitor și cu temeinicia cercetărilor istorice făcute. Nu știu dacă v-ați tulburat, în ultima vreme se constată că atât de mulți oameni din domeniul științific trebuie să-și retragă lucrările de pe piață. De ce? Pentru că s-a dovedit că sunt false. N-au făcut cercetările
corecte, ci au fost animați de anumite ideologii ca să scrie articolele respective. Luca n-a fost animat de niciun fel de ideologie. A spus, am cercetat cu amănunțime toate lucrurile și le-am pus în scris ca să vezi temeinicia lucrurilor pe care noi le proclamăm. Și acum, pe fiecare copil ce vine în familie celor mântuiți, Dumnezeu îl înzestrează cu anumite daruri, cu anumite abilități. Acestea trebuie folosite pentru a aduce un beneficiu lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a înzestrat și pe micutul Luca cu anumite abilități. De aceea ne rugăm aici și ne rugăm pentru copiii noștri pe parcursul vieții ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i înzestreze cu darurile sale nespus de minunate, cu care pot și ei să-L glorifice pe Dumnezeu. Domnul pune în copiii credincioșilor săi multe daruri. Părinții trebuie să le scoată la iveală, trebuie să le cultive, ca ulterior aceste abilități să fie folosite de Dumnezeu în programul împărăției sale. Iată ce este într-un nume. Este arătată autoritatea pe care o au părinții asupra copilului. Autoritatea ce trebuie folosită pentru a modela viața copilului în acord cu cerințele Scripturii. În nume este cuprinsă apoi viziunea pe care părinții o au pentru copilul lor, pe care l-au primit la Dumnezeu. Și în sfârșit, prin darea numelui de către părinți, aceștia influențează destinul veșnic al copiilor lor. Copiii nu pot ignora câteva lucruri. Se pot revolta la un moment dat și împotriva autorității părinților și împotriva lui Dumnezeu. Da, se întâmplă și lucrurile astea. Dar nu pot ignora câteva lucruri. Nu pot ignora faptul că au primit de la Dumnezeu părinți credincioși. Nu pot ignora lucrul ăsta. Acest lucru le va influența gândirea și viața, deși uneori manifestă rezistență la gândul că au părinți credincioși. Copiii nu pot ignora educația primită în familia oamenilor temători de Dumnezeu. Copiii nu pot ignora scripturile pe care le-au memorat în pruncie. De aceea, diseară, noi îndemnăm pe copiii noștri să recite scripturile pe care le-au memorat. Primele 21 de versete din 1 Petru, capitolul 2. Copiii nu pot ignora rugăciunile părinților. Îi vor urmări toată viața. Și în sfârșit nu pot ignora semnificația numelui care l-au primit de la părinți. Mai devreme sau mai târziu, ei ajung să recunoască zestrea spirituală primită prin numele care li s-a dat și ajung să trăiască în conformitate cu această zestră extrem de importantă. Ce ne rugăm pentru micuțul Luca? Ceea ce ne rugăm pentru fiecare copil venit în bisericile celor care aparțin Domnului. Ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze, să-l crească, să se formeze ca un om cu o solidă educație religioasă prin care să slujească lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca Domnul să-i dea o chemare în conformitate cu numele care îl poartă. Și ne rugăm ca toate darurile pe care Domnul le dă prin părinți, prin dascăl, prin prezbiteri, să fie puse în slujba Domnului, ca astfel numele Lui să ajungă să fie o mireazmă vărsată care răspândește bucurie, har și lumină. Amin.